Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Turtonaciu FM. Așa cum v-am promis, avem parte și astăzi, din scurt, așa, o zi după alta, de un nou episod FCSB și un episod vital, unul dintre cele mai importante din sezonul ăsta, zic eu, pentru că lăsăm la o parte că întâlnim Petrolul în Liga 1, o să întâlnim și Porto în cel de-al doilea meci, meci valabil pentru prima manșă din optimii UEFA Champions League, un match extraordinar de important. Bun, înainte să trecem la fapte, am reușit să-i transferăm pe Chiriche și Stanciu, am rămas cu 20 de milioane și 4 de salarii, nu s-a mai întâmplat nimic altceva în sensul ăsta, iar la nivel de meciuri am făcut un egal chinuit cu Viitorul, cei drept, am reușit în minutul a 84 să egalăm, un pic am chinuit meciul ăsta, pentru a avea mai apoi o victorie cu Astra 2-0, dar și aici la fel un pic chinuit, golurile venind în minutul 75 și 90 plus 2. În meciul cu Viitorul a debutat Stanciu, în meciul cu Astra a debutat Chiriche și iar astăzi jucăm cu Petrolul. Iar așa cum ați văzut din poza filmulețului, ca să zic așa, problema majoră este că mi s-a accidentat Mans și s-a accidentat la ligamente o lună, două, nu mai știu cât, groaznic. Groaznic pentru că aveam nevoie de el în dubla aceea, între timp s-a accidentat și Cristea, aici e mai puțin dureros, ca să zic așa, însă nu ne face bine treaba cu Mans, bineînțeles. Bun, în meciul de astăzi e formula primul 11, ținând cont că urmează meciul cu Porto, va fi Kiss, va fi un, mai degrabă un pic de rezerve cu Tunio, jucăm cu Puștiu, Dumitru, aici nu prea avem oricum variante, Chiricheș care are nevoie de fitness și oricum în Champions League nu joacă, minute și Luchirțescu pentru că are nevoie. Băgu aici cu celălalt copil, Ibrian. Pe bandă jucăm cu la Quintana, Stanciu și Hotici. Paulinho încă o să-l bag probabil în repriza a doua și Munteanu în față. Deci 8, 6 under 21 în primul 11. Asta va fi echipa viitorului și viitorului FCSB și ar mai fi și Carapcea oricum care ar putea face lejer parte din echipa asta. Geralnic, Paulinho, Vână, Cicldău și cu Sehovic, Stojanovic, cred. Cam așa. Aurzne scoețe în afara lotului. Bun, și sperăm că vom învinge astăzi. Avem nevoie să menținem moralul sus, avem nevoie să ținem jucătorii la nivel de fitness cât mai aproape de o eventuală formă maximă, pentru că dacă și doar dacă avem vreo mică șansă acolo cu Porto, o vom avea doar în cazul unei forme extraordinare și a unui moral extraordinar al jucătorilor noștri, bineînțeles. Și da, sperăm să câștigăm, sperăm să nu ne mai chinuim cum ne-am chinuit cu Astra și cu Viitorul. Petrolul aflându-se în momentul de față pe un loc 10, dacă nu mă înșel. Și mi se pare că meciul cu Petrolul ar trebui să cam fie ultimul din sezonul regulat. S-ar putea, din câte am calculat eu, ca următorul meci de campionat să fie direct meci din play-off. Dar vedem. De fapt, putem să ne uităm, 26, da, ăsta e ultimul. Petrolul nu mai are șansă la play-off. Încă se joacă, nu. Play-off-ul se cam știe, din câte văd eu. Pentru că diferența între 6 și 7 este de 4 puncte cu un meci rămas. Deci se cam știe, excepții Viitorul, CFR, Craiova și Gazmetan vor fi în play-off alături de noi anul ăsta.
Dinamo nu prinde play-off-ul, dar la limită. Ibrian, Stanciu, foarte mulți jucători care nu au meciuri în picioare, ce e drept. Încearcă frumos aici Stanciu. Da, după ce a venit Chiriche și Stanciu, s-au golit un pic banii din vistiera clubului la nivel de salarii. Cred că ei doi împreună iau cât tot restul lotului. Ce gol frumos la Quintana aici. 1,5 milioane, așa cum vă spuneam în episodul trecut, pentru Stanciu pe an și 2,6 milioane pentru Chiricheș, un 4 milioane net bani de salarii, din bugetul de salarii, pentru doar 2 jucători, și mi se pare că bugetul anual, înainte ca ei doi să vină, era de 4,5. Deci, 2 jucători care primesc bani cât restul lotului, dar v-am spus, e mai mult o fiță de-a mea, Stanciu și Chiriche sunt mai mult fițe de-ale mele, m-am văzut cu bani mulți și au fost jucătorii mei preferați din generația Ajax până la urmă. De aceea am vrut neapărat să-i aduc înapoi, am ținut neapărat morții să-i aduc înapoi. Mai mult așa, pentru voi, pentru ceea ce înseamnă seria asta până la urmă. Pentru că tineri avem, sper să ajute și în sensul ăsta la creșterea lor. Au experiența necesară ca în mentoring să își pună un cuvânt în sensul ăsta. Și tocmai de aceea sper să am de câștigat pe partea asta cu ei. Plus că sunt jucători care pot fi folosiți lejer în Liga 1 pentru a te bate la titlu. În Champions League, cum vă spuneam, Geralnic e peste Stanciu ca atribute, deci teoretic ar fi mai bun Geralnic, dar Geralnic are 18 ani până la urmă, Stanciu are mult mai multă experiență, iar diferența nu este atât de mare. În schimb, pe partea altă, Chiriche și la același nivel în mare parte cu Hovorka, deci este schimb pe schimb, am luat 5500 pe Hovorka, am dat 350.000 pe Chiriche și practic ce am luat pe Hovorka îi plătim salariul lui Chiriche 2 ani cât are contract. El are deja 32 de ani, dacă joacă până la 34 la noi e perfect, oricum nu se mai prelungim contractul. În schimb, Stanciu mi se pare că are vreo 3 sau 4 ani contract, la fel până la 32 de ani, dar e bun pentru că la fel nu avem înlocuitor pentru poziția de AMK, avem doar pe Geralnic. Practic mi-am acoperit postul cu un jucător bun de Liga 1 până în 2024, deci lejer următoarele două sezoane. Plus că poate prin și naționala, Stanciu are 28 de ani, poate la 30 să primim o ofertă bună pe el, nu se știe. Dar da, repet, principiul folosit pentru a-i aduce a fost acela de a lua jucători români în primul rând și de a-i aduce pe ei, pentru că mi-au plăcut foarte mult în realitate în lotul acela fantastic al FCSB-ului. Din manșa cu Ajax, din mandatul Reghe, cam, ca să zic așa. Bun, momentan în ceea ce privește meciul văd că copiii își fac treaba, 13 șuturi, 9 pe poartă, tinerii au dat randament, avem 3-0 la pauză, a marcat și Stanciu, a marcat și la Quintana, jucăm bine, facem și meci sharpness. E bine, câștigat până în momentul de față, din punctul ăsta de vedere. Da, da, și Munteanu, care n-a mai dat de mult. Sper doar să nu se accidenteze nimeni, sper să termine toți meciul cu bine și să avem, cum spuneam, moralul potrivit pentru abordarea dublei manșe cu Porto. Campionatul nu cred că se pune problema să-l pierdem anul ăsta. Cred eu cu tărie maximă. Cred că o să intrăm încetul cu încetul în acel în acel val de campionate câștigate, așa cum bine știți și cum bine ați văzut poate în
filmulețul acela cu cariera cu FCSB de 10 ani, pe care îl regăsiți pe canalul de YouTube. Probabil că o să intrăm și noi în același val de campionate câștigate și de trofee interne câștigate. Ia, vezi, mă. Gabriel Deag reduce din diferență, s-a făcut 3-2 între timp. Da, nu știu cum au venit golurile astea, de nimic așa. Trebuie să se trezească băieții ăștia. Tocmai când îi lăudam. Da, deci spuneam că probabil că o să intrăm în acea serie de trofee interne câștigate la PAS, fără niciun fel de problemă. Depinde foarte mult de cum evoluează echipele din Liga 1, bineînțeles. Viitorul, de exemplu, a primit doar din cele două transferuri făcute de noi iarna asta a vreo 15 milioane de euro. Atâta timp cât echipele vor ști să le investească, să aducă jucători și să crească și atâta timp cât vor face performanță în Europa, de ce nu? Poate avem și surprize și poate nu o să dominăm chiar așa campionatul. Dar nu avem de unde să știm. Am uitat să vă spun, între timp am primit și o ofertă noi ca antrenor de la Villarreal. Bineînțeles că i-am dat decline, interesul nostru este să rămânem aici, interesul nostru este să facem performanță cu FCSB, cel puțin în seria asta, pentru că știți că mai avem și seria Lazio, acolo unde într-adevăr se ia, luăm în calcul plecarea sezonul ăsta de la echipă. O să-l schimb pe Hotić și o să-i dau câteva minute și lui Paulinho. În același timp, cred că îl voi schimba și pe Stanciu. Băgăm pe Geralnic și pe... Stojanovic. Nici nu știu. Mai degrabă pe Chirisescu cu Sehovici. Nu vrem să-i rupem totuși. Pierde în fața lui Zimța Chiricheș groaznic de slab la faza respectivă. Și Cutunio mai îndepărtează o minge de pe linia porții. Interesant meci. 3-0, 3-2, 5-2, ocazii, Petrolul nu s-a lăsat niciun minut și încă atacă. Kis scoate aici ce minge grea scoate și din nou respinge. Nu știu, apărarea a fost un pic șubredă cu Chiricheș și cu Dumitru. Am luat două goluri totuși și am mai făcut și Chiricheș gafa aia, cine știe. Trebuie familiaritate, clar, au venit patru jucători iarna asta, mult peste ceea ce recomand în mod obișnuit să se achiziționeze. Dar au venit destul de mulți jucători și probabil familiaritatea nu mai e una atât de bună, sau cel puțin coeziunea, team cohesion-ul nu e așa de bun, tocmai de-aia avem și probleme mici pe aici, pe colea. Dar între timp a terminat meciul și asta contează, 5-2, cele 3 puncte, am marcat mult, sperăm să facem la fel și cu Porto și sper să nu luăm goluri așa cum am luat astăzi. La Quintana două goluri. Chiar sunt curios. N-a scăzut foarte mult, era plin, acum e, oricum e pe very good, așa că nu-i bai. Da, și cum spuneam, meciul cu Petrolul, într-adevăr, chiar a fost ultimul din sezonul regulat. Probabil că în curând ni se va... Da, astăzi, sâmbătă, se joacă restul de meciuri și o să primim mail-ul cu participantele și cu cine jucăm noi, în primul rând. Bun.
intrăm la o diferență de 6 puncte. Restul sunt strânse acolo oarecum. Gazmetan pare un pic evadat așa. Dar da, în principiu Craiova și media așa ar trebui dacă ar fi să ne pună probleme. Viitorul Sepsi și CFR aparent se vor bate pentru probabil ultimul loc de cupă europeană. Dar, cum vă spuneam, sunt 6 puncte, nu mă văd pierzând campionatul ăsta sub nicio formă. La ce lot avem, la ce jucători avem, nu cred. Ofertă pentru Paulinho, 2.200.000, 28 de ani, prea puțin. Deși Paulinho a cam fost accidentat sezonul ăsta, dar nu avem nici înlocuitor măcar pe partea aia. Perioada de mercat s-a terminat, am rămâne în plop, așa, doar cu Hotić care joacă și nu prea pe partea aia. Așa că mai bine rămâne până în vară, cel puțin. 45 Paulinho, capabil Hotić, o să începem cu Hotić. Și hai să vedem ce este de aici. Porto, bineînțeles că e pe Strong. Chiriche și Brian Stanciu nu au drept de joc. Vom pleca cu Vlad Stojanović, Dumitru și Coețe, Sehoviș pe partea cealaltă, Aurnes și Cicâldău la mijloc, La Quintana, Geralnic, Hotić și Munteanu. Aici ar trebui să fie Mans, dar na, asta e. Paulinho, Vână, Chisescu, Băgu, Coutinho, trebuie să băgăm inclusiv portarul. Păcat, păcat că nu avem pe Chiriche și păcat că nu avem pe Stanciu și nici pe Ibrian, asta e. Iată, Porto avea o serie frumoasă de meciuri neînvinsă. Jucăm acasă. Și dacă e să nu ne calificăm mai departe, pentru că știu că e foarte posibil lucrul ăsta, până la urmă sunt ceva jucători pe aici pe la Porto. Sper măcar să nu pierdem manșatur, adică asta, pentru a mai acumula măcar un punct în coeficient, atât pe țară cât și pe echipă, coeficientul propriu. Și pentru bani, bineînțeles, se plătește destul de bine egalul, de victorie nu mai vorbim. Jesus Corona. Hai să vedem, ce iese. Bun, primul highlight pentru noi, Cicâldău, Coețe și deschidem scorul. Opa! Bun, 1-0, deschidem scorul, minutul 1, Coețe. Wow, am rămas fără cuvinte. Bun. E bun Cicâldău, e bun, e foarte bun. Ofertele pentru el primite mare parte iarna asta au fost multe, multe, multe. Nu știu cum de nu mi-a sărit în cap, pentru că au primit de la echipe mari, de la Leverkusen, de la Porto inclusiv. Dar mici. Până în 5 milioane chiar, ofertele s-au învârtit undeva între 2 și 4 milioane în mână, adică acum, în momentul transferului, plus 1 milion installment, deci niște mizerii de genul ăsta, iar ceea ce am cerut eu n-a fost foarte ridicol sau foarte wow, tot ce am vrut au fost 10 milioane cash plus 20% dintr-un viitor transfer, exact cum am luat și pe Murțan. Nu mi s-a dat, nici măcar nu mi s-a negociat când am dat suggestions.
Și avem 2-0, Luis Munteanu, hai să nu ne retragem. Nu mi s-a dat nici măcar o contraofertă când am cerut lucrurile respective. De ce, nu știu, nu știu ce s-a întâmplat, dar într-un fel mă bucur pentru că v-am spus, eu un jucător providențial de care aș mai avea nevoie cel puțin și anul viitor, până când Băgu sau Ibrian reușesc să legaleze în valoarea atributelor măcar și până prin și copiii aia un pic de experiență și îl putem înlocui cu succes. Aceeași poveste și la Urznes, e același poveste, bine că a ratat. Aceeași poveste și la Urznes, n-am primit încă oferte, dar când le voi primi o să le evaluez, pentru că și lui ajunge încetul cu încetul timpul să facă un pas către o altă echipă. Bun, nu cădem în defensivă, însă vom face un pic de time wasting, vom da un pic pe distribuție pe flancuri mai degrabă, vom retrage un pic ăștia, o să punem pe wingback aici, ambii fundași laterali, sunt un pic ceva mai defensiv din câte am văzut eu. Și aici vom trece pe suport, pe deep lying suport la Munteanu. Doamne ajută, 2-0, dacă se termină așa meciul ar fi scor ideal. Dar știți că în același timp ești cel mai periculos scor. Dar ar fi ideal 2-0 ăsta. Ar fi ceva de vis. Dacă mai au și un roșu băieții. Hai să cădem un pic și mai în defensiv așa. Set pieces fără work ball, standard e bine, time marketing și cam atât. Time marking, nu marketing, că nu facem marketing. Mai au un galben, 5 galbeni la Porto și care credeam că eu joc agresiv. Nu schimbăm nimic, acum schimb Hotiș cu Paulinho. Ca și performanță sunt toți superbi. O să schimbăm Hotiș cu Paulinho ca să îi dăm un pic de minute și să-l odihnim pe el. La Quintana aici văd că și el obosit, îl băgăm pe Carapcea și Dumitru sau Cicâldău. Să schimb unul cu galben, Dumitru eventual, dar n-am cu cine, Cotunio poate. Hai că are un pic mai multă experiență Cotunio, deși a jucat bine Dumitru. Și hai să schimbăm un pic pe Balanced. Nu vreau să luăm gol, atâta mai vreau, nu vreau să mai întâmple nimic, vreau să nu luăm gol, să rămânem cu 2-0 ăsta. Iată, avem și încă o șansă, cred, sper să nu fie un contraatac cu Tunio, Cicâldău, Cicâldău, n-o pierzi foarte bine acolo, Cicâldău, Carapcea, aproape de gol. Ultimele minute, ne băgăm pe Caușius, a mai luat un galben, 6 galbeni în tabăra lui Porto și surpriza surprizelor, 2-0. Batem Porto în prima manșă. Wow, n-am cuvinte. Bun, ăsta a fost episodul de azi. Revenim cu episod nou mâine, cu returul cu Porto, mult așteptat. Nu uitați de like, share și subscribe. Nu uitați de pagina de Facebook a canalului și de canalul de Discord cu același nume. Eu vă mulțumesc, eu am fost Radu, toate cele bune. Ciao!